3 zile trebuie să o spăl și nu mi-am făcut timp. Acum mai târziu am lovit și o bere. Am lovit și o bere. Ia uite că și ăștia nu mai sunt buni. Să-i aruncă. Interior pete peste pete. S-a vărsat la un moment dat igienizatorul și că nu au fost alte prostii, că folosim platinum cu 3 picături. N-am vreme să mă duc, am lovit și o bere, unde să mă duc? Asta vă mai am eu numărul la băieții ăștia. Este o spălăt. Da, mami! Ăsta e Eco Auto Spa, să vedem, pot să... Da! Vă salut, domnul Bogdan. Bendea sunt. Lasă că vă zic bancuri când veniți să-mi spălați mașina. Tot acolo, da, vă rog frumos. Este loc în curte, eventual intrați cu spatele. Da, vă aștept. Interior, exterior, da. Da, se știe, domnule, Eco Auto Spa, calitate, profesionalism și de restul hamburgă. Hai că vă aștept. Servus, servus. Da, că nu dau hoții, nu claxonați, nu mă, că-or venit. Hai. Deschide-te. Poți cu spatele. Hai. Ușor dreapta, stânga ta. Să nu dai în ea, că atâta mai întrebă, că e murdare interior, exterior. Vezi să nu cași pisica, așa. Perfect. Oprește-o, că așa avem nox în Cluj. Pe cine o-și trimis? Bună ziua! Respectele mele. Am auzit că aveți o mașină destul de murdară de... N-o cumperi. Păi e murdară, am băgat-o la vopsitorie, o băgat-o în cuptor, o făcut-o faină. Apoi uite-te și tu înăuntru. Poți face ceva? Uite, te-am și pata asta, nu mă întreba de la ce, am transportat niște pești, nu știu. Ce zici, iese? Facem să iasă. Și aici frunzele de astă toamnă le-au adunat copiii, aici, nu. Înțeleg. Uite-te și aici la ușă. Da. Aici, o doamnă mă poartă cu telefoanele de nu știu câteva luni, dar o și rup și fac decapotabilă pe orizontală. Eu zic că dacă tu vrei să te apuci, să te apuci, eu mă duc că mai am un pic de treabă în casă, te descurci, o cafea, sigur. Ceva. Da, liniștit. Nu mi-o strigi mai tare. Nu. Acum ce faci? Acum pregătesc aici pistolul. Poți să apăs? Da, sigur. E o prieten. Eco Auto Spa. Vestul sălbatic al mașinilor. Și aici ai apă sau ce iese? Abur. Abur. Deci spălare cu abur. Și interior, și exterior. Și interior, și exterior, cu două tipuri de abur. Cu două, de care? Abur umed și abur uscat. Este la 180 de grade și cu presiune de 8 bare. A, deci asta o și curăță în profunzime și dezinfectează. Și dezinfectează. Vezi că nu mai... Pac. Eu cred că te încurc mai mult, dar mă rog, o să te las pe tine să faci ceva. Dar îmi place. Faină meserie, vă. Ai studii în domeniu sau pasiune? Sigur. Am absolvit facultatea de spălat mașini. Da? Da, bineînțeles. ASM, bă, facultatea grea. Cu master sau fără? Cu master și cu doctorat. Doctorat. Bineînțeles. Bun. Acum să-ți văd diploma. O să ne apucăm prima dată. Faci să... Faci zgomot tare? În cam general nu se, nu se. Am un vecin de a... Deci nici zgomotul nu. Nu. Curge apă pe jos sau ceva? Nu prea. Oricum la o mașină se folosesc în total cam 15-20 de litri maxim de apă. Numai atât. Dar bineînțeles. Extraordinar. Și voi sigur sunteți firma românească? Da, bineînțeles. Sprechen Sie Deutsch? Nein. Frumos. Ja, eine große Bier. O fac. Vezi, bun. Nu fac gălăcie, nu risipesc apa. În primul rând, scoatem preșurile. Două rânduri de preșuri, bineînțeles. Să nu se vadă rugina numai acolo. Da. Știți cum se zice, că rugina e mai ușoară decât fibra de carbon, așa că totul bine. Salut, vecine! Spălăm mașina, nu vii și tu? Îți cai la adăpat. Nu m-am vecin simpatic. Pe o scară de la 1 la 10, cât de murdare e asta pe mașina interior? Mașina asta e murdare cam 6 din 10. Am deci avut. Trec, nu? Când iei 6, e bine. Da, oricum e peste medie. Și pe exterior, bețaș? Pe exterior, hai să zicem un 7,5. Deci. 7, de, da, că da, e și vopsită. Chiar de trecere. Și vopsită. Da. E? Câte văd e vopsită? E vopsită cu negru.
în portbagaj nu cam un picior de vițel. Aveți voi curent? Că mă gândeam, mă, cum vă scot eu? Că eu am, m-am gândit că să mă pregătesc, să vă ajut, să iau și eu, să am... Să am prelungitor. Dar nu, nu, stați liniștit, că oricum. Aveți? Nu, nu se pune problema, că avem. Aveți? Pot să-mi încarc și eu telefonul, dacă... Aveți mai multe prize. Aveți două prize, aveți mai multe prize. Apropo, am o mochetă, nu putem spăla aici. Bineînțeles, cum și mochetă. Și mochetă și tot. Atunci fă-mi și papuci, dacă tot ți-ai luat. Ce să... un exterior la papuci. Mulțumesc frumos. Cum are plăcere. Deci orice se poate rezolva. O glugă nu faci. Pentru bani și un tuci. Câte grade are? 180 de grade. Merge bine. Deci, deja pata se estompează. Da, bineînțeles. Stop. Nu-i vrăjală. Unde era pata? Nu știu. Extraordinar. Tu ești mai tare ca Dero, ăla scoate 99% din pete, tu scoți 101. Dar bineînțeles. Dă-i să pun. E fierbinte? Da. Dă și la supra să-l scoți 100% din pete. Un an nu mă mai duc la spovedi că mi-ai scos toate petile. Sunt curat ca un înger. Zi! Bă, dar nu mi-o recunosc. Extraordinar. Și pata aia, fantastic. S-o igienizat? S-o... Bineînțeles. Păi abur ăsta la 180 de grade sterilizează. Și să știi, chiar și ambulanțele din America au fost... folosesc aparatul ăsta ca să fie sterilizate pentru COVID. Aha. Nu. Înăuntru abur de care? Abur uscat. Abur uscat. Abur uscat. Și la exterior o să folosim abur umed și după aia abur uscat. Am niște crem buș pe foc. No. După cum ziceam, am aici soluția asta șmecherea de jante. Care dau așa. Băi, dar ce e asta? Tu am fost până în casă și tu m-ai schimbat, tu fur cauciucuri, fur curent, ce faci? Am înțeles. Tu ce trebuie? Ce zici? Soluția aia face doar o mică parte din proces. Bineînțeles! Băi, dar nu mai da cu așa jertare, că asta e așa, mai cocoșată, mai amărâtă. Să nu-mi sară plăcuțele de frână. Parcă s-o mai și ridicat. Da, bineînțeles. Dintr-un... dintr-un simplu jet, parcă ai tunat-o. Extraordinar. Și pe rota de rezervă. Bineînțeles, mai trebuie să scoți. Trebuie să-mi cumpăr, da. Bun. Oare consum mai mic, n-ai cum să-i dai, de aceea. Aș putea să încerc. Rebus pic? Bineînțeles, și integrale. Și integral. Acolo, la oglindă, să ai grijă că... Acum, după ce am făcut mașina pe exterior cu abur umed, o să folosim abur uscat. Nu. Nu una, nu două. Trei. Nu 3. 5. Nici 5. 10 lavete folosim 10. Pentru exteriorul mașinii, toate curate și facem cu abur uscat. Folosește nouă una, lasă-mi eu să mă duc să întind masa, că e gata. Bine la copii. Bineînțeles, hai că mai am aici. Hai bagă cu laveta. Nu dați bani pe vopsitorii, decât dacă mergeți la Nicu Streulea, mergeți la Eco Spa Auto. Cartofi prăjiți încă n-au, dar mi-au promis băieții. No. Cum vi se pare? Păi, exteriorul arată cum arată, mă, dar ce ați făcut? S-a umflat de la apă? Nu știu. Păi, eu v-am zis că am făcut facultatea de spălat de mașini. Mă pricep. Ce ați făcut cu plafonul, mă? Ce să fac cu asta? Da, nu, tu mi-am zis că o decapotăm. Și cu atâta piele aici... Bineînțeles. Nu. Plinul-i făcut. Cum să nu? Da, bine, du-te, deschide poarta. Dacă dorești să ai o mașină uscată, curată, igienizată la orice oră, Eco Auto Spa e soluția. Dă-te, bă, ferea! Și așa ridici capul. Du-te, bă! Te claxonez! Și ce fac acum? Butonul.
Cu jet, cu jet! Și benzina e gata, dar EcoSpa îți garantează o mașină mereu curată, mai ales când e decapotată.